un serviciu al Romanation punctează org articolul 20 și 30. Partea a treia din trei Forumul European al Romilor și Călătorilor, Carta Drepturilor Populației Rome, articolul 21. Noi, romii, precum și organizațiile noastre, trăim într-o atmosferă de suspiciune generală. Sistemul de suspiciune generală este cea mai izbitoare trăsătură a antiziganismului și a condus până astăzi la încredințarea experților autoreputați cu luarea deciziilor referitoare la romii în locul romilor înșiși. Articolul 22. Comportamentul statelor europene față de romii în secolul 21 va fi un test critic al punerilor în aplicare a drepturilor omului și a libertăților civile ale minorităților, precum și sinceritatea angajamentului lor de a combate orice tip de rasism, antisemitism, discriminare, xenofobie și antiziganism. Articolul 23. Romii ocupă o poziție unică în Europa, atât din punct de vedere istoric, cât și politic, ca minoritate națională paneuropeană, fără stat de rudenie. Eforturile de îmbunătățire a situației romilor în Europa trebuie să recunoască această poziție specială. Articolul 24. O Europa constituțională, democratică și dreaptă trebuie să includă participarea romilor în toate domeniile societății. Procesul de participare trebuie să se bazeze pe rădăcini și perspective comune dincolo de cetățenie, apartenență la grup sau țara de reședință. Asigurarea participării și contribuției romilor la procesele de luare a deciziilor este unul dintre principalele obiective pe care dorim să le atingem. Articolul 25. O Europa în care romii suferă de antiziganism și segregare nu ar trebui să fie lăsată să mai existe. Cu toate acestea, vom reuși doar să reducem această xenofobie, prejudecăți, stereotipuri și frici care ies din ignoranță prin educație sistematică și continuă. Articolul 26. Carta Națiunilor Unite, Pactul Internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, precum și Declarația de la Viena și Programul de Acțiune 1 afirmă importanța fundamentală a dreptului la autodeterminare a tuturor popoarelor, în virtutea din care își determină în mod liber statutul politic și își urmăresc în mod liber dezvoltarea economică, socială și culturală. Articolul 27. Având în vedere că orice încercare de îmbunătățire decisivă a situației romilor până în prezent nu a reușit, o colaborare a statelor, a instituțiilor internaționale și a reprezentanților legitimi ai romilor bazată pe drepturi egale este urgent necesară. Mai mult, este obligația și datoria noastră să ne asigurăm că societățile, precum și statele și instituțiile internaționale, își revizuiesc opiniile. Articolul 28. Reamintind spiritul acordului de parteneriat semnat la 15 decembrie 2004 între Consiliul Europei și noi înșine, Forumul European pentru Romi și Călători, ERTF, noi romii din Europa declarăm principiile acestei cartii a drepturilor romilor ca fiind obligatorii pentru toate reprezentanțele, inițiativele romilor și în special pentru ERTF, ca singură reprezentare legitimă a romilor în Europa autorizată prin procese democratice, și ne angajăm activ să promovăm punerea în aplicare a drepturilor și principiilor din această cartă, în colaborare cu toți romii și toată lumea de bunăvoință. Articolul 29. Romii sunt o minoritate națională europeană și cetățeni ai țărilor în care trăiesc. Procesul lor de participare trebuie să se bazeze pe rădăcini și perspective comune dincolo de cetățenie, apartenență la grup sau țara de reședință. Articolul 30. Noi, ERTF, ca singură reprezentare legitimă a romilor în Europa autorizată prin procese democratice, declarăm principiile acestei cartii privind drepturile romilor ca fiind obligatorii și ne angajăm în mod activ să promovăm punerea în aplicare a acestei cartii în colaborare cu toți romii și toată lumea de bunăvoință. Alăturați-vă Națiunii Rome acum și faceți parte din prima democrație virtuală directă neteritorială online.
Thank you.